Bănele, ce zici, mă, de băluță ăsta al tău de la FCSB? Băi, vrei să zic ceva? Mi se pare în momentul de față top 3 jucători în formă din campionat. S-a simțit lipsa lui în momentul place când, mult, a jucat, da. Când a fost suspendat. Da. A zis că a intrat și Neagi și a spus, bă, uite că nu e unul care să alerge, să seamănă cu tine așa puțin? Castil? Castil, da, alergă foarte mult să bate pentru că el... Că eu știu că eu mereu le zic când vorbesc cu prietenii, nou Bănel, eu jur, da, eu așa le zic la toți, nou Bănel, ăsta e Bănel. Un jucător tehnic. Adică ți se pare puțin că seamănă cu tine? Dar, în mare parte, seamănă cu mine. În ce, Bănel mai agresiv, în ce cu Băluță mai tehnic. Nu? Da. Eu așa văd, da, nu știu. Da. Dar alergă foarte mult, pierde mingea, să duce mea după ea, iar o pierde, iar o ia. Adică deci un Bănel mai agresiv. Cum ți se pare, Băluță? Un Bănel mai cum? Mai mai tehnic. Mai tehnic. Bănel era mai agresiv. Băluță era mai agresiv. Este mai tehnic. Adică Băluță e un Bănel mai tehnic. Da. Tu erai însă mult mai agresiv. Și dă tonul echipei, să știi. Se vede că e mai și el agresiv. Când ai Bănel în echipă, e campionatul. Doamne ajută. Ia, păi uite, ai văzut că ne-a Gigi te simpatizează. Nou Bănel. Nu ai văzut că mai avem nevoie de niște puncte. A, da? Da. Să fim siguri, la ce se întâmplă acum, nu vezi că au început cu rudele, că caut acum ADN-ul nu știu care. Ce ai, bă, frate, bă, nu mai avem, mă, ce fotbal, bă. Lasă-mă acolo să petrec lucrurile, frate. Băi, Bănele, când tragi liniile, băi, Bănele, dacă băi, tragi cu alt pix, okay, altă înțeleg, culoare. Dar nu ai cum să cauți scuze, dă tu 5, frate. Dă-mă tu CFR 5, dă tu Rapid 10. Nu, dă tu Rapid 10, așa e, aici, da. Bine, o 10 poate să dea dacă mai joacă de două ori cu voi. Băi, ce, trăi doar de, cu noi? Mă, nu știu, păi, zic și eu, mă, zic și eu. Nu vă apucați așa de mână. Bă, zic și eu. N-aveți grijă. Băi, nu vedeți că ne-ați bătut doar pe noi și suntem la 15 puncte. Bă, Bănele, v-am bătut? Atât. Atât, băi, băi, de la meciul ăla, păi, după aia. Păi, nu-i mai bine să ne bateți, să câștigați pe alte meciuri. Cred că a prins lumânarea invers. Bă, știi ce să zice aia cu aprinsul lumânării invers? Cred că au aprins lumânările invers după meciul ăla. N-a mai bătut pe nimeni. Păi, lasă vrăjeala și zine mâine cu cine faci spectacol. Acolo la suflet de rapidist. Opa. Aia, stop, stai, un anunț important pentru țară. Mâine 13:30. Ai, umflă-te puțin, că-ți place să te umfli. O nouă ediție de colecție, așa cum v-am obișnuit, domnul Mircea Lucescu, invitatul special al emisiunii. Păi da, dar e dinamovist emisiunii. Ce caută la suflet are de rapidist. Are suflet de rapidist. Da, e dinamovist. Tot ceea ce a însemnat. Bănele. Ceea ce a însemnat rapidul în... Nu, Robert, nu. Ceea ce a însemnat rapidul mă în era popos. Stai, da, ascultă-mă, mă mai gândesc dacă îți dau voie. Pentru că e dinamovist. N-am păi, dar tu ce faci? Vii să le spui la oameni? A? Domnul Șicu a zis că trebuie să aibă suflet. Ia zi, sufletul e de rapidist. Sufletul este de rapidist și rapidul modern înseamnă și Mircea Lucescu. Sau înseamnă în primul rând George Copo și Mircea Lucescu. Da. Așa este. Așa. O nouă ediție. Deci mâine la 13:30 în direct și în exclusivitate pe site-ul fanatic.ro, ediție depusă în ramă cu Mircea Lucescu. De-abia aștept să o văd, nu-mi pun nimic mâine. Mai înțeles? Deci așa o să... Primul far eu voi fi, da? Deci mâine Robert Niță, Lucian Ionescu însănătoșit, reîncărcat și un invitat uriaș, mai înțeles, de 24 de carate. Într-adevăr, nu doar un mare tehnician, ci și un om cu suflet vișiniu, Mircea Lucescu. Ediție tare. Bravo, Robert. Bravo, Robertinho. Noi suntem aici cu... Să-i spun lui Robert cine câștigă campionatul. Cine se bate la campionat anul ăsta. Te rog, spune. Olaru și cu Coman, dacă joacă așa. Dacă îi joacă așa, atitudine de golghete. Și la campionat. Dacă îi joacă așa, stau câștigă ușor campionat. Sunt doi jucători care au revenit după. Și ai atât, nu mai da? Deci dacă joacă așa, Coman și Olaru, la pas ia campionatul? La pas ia. Da, așa da. Zici. Și Tavi în revenire acum? Diferența cu iar îl catalogăm pe Tavi după un meci. Bănele, lasă să joace 3, 4, 5 exact. Meciuri, să aibă continuitate. A dat 3 pase, a făcut un dribling iar și a revenit. Și a revenit și-l puțin, frate. Bănele, presiunea asta nu e bună în primul rând pentru ei. Pante era Roberto Carlos, Tavi era vine Messi, Lăcătuș. Vine Lăcătuș. Bă, păi dacă vin toți ăștia și cu lotul care are Steaua, trebuie să joace în 20. Că zicea domnul Becali că joacă ei, adversari în 14, în 15. Păi ei ar trebui să joace în 20. Dacă vine și e Juma, a venit Baba, vine Felipe ăla, l-ai pe Coman, pe Dolaru, pe Tavi, da. Pe... Unde-i bași bă în tot? Companiu. Unde? Cât trebuie să joci cu 6 mijlocași? 4 atacanți și restul, hai că mai vedem. Uite, pe băiatul la poartă. Aveți dublură pe fiecare post. Da, aveți. E un om bun. Dublură bună. Adică dacă lipsește, sunt soluții. Sau lui Coman, da. Sau lui sunt X sau Y. Are lot și le-ai auzit pe Gigi ce ai zis. Lasă să vină, e jumătate, că joc cu el, vârf. Da, direct, nici n-am mai stat. Deci am auzit companiul e pa.
E clar, dacă eu nu l-aș da pe companiu indiferent cine vine. Nu l-aș da pe companiu nici dacă este, vine Messi. Fii atent, dacă la meciurile de acasă, să spun acum cum au jucat cu Hermannstadt și au făcut pressing și s-au dus în sus, de companiu ai nevoie. Ai mare nevoie o minge lungă de Viere să țină de ea. Și să țină de poate la meciurile din deplasare și la cele de acasă. Da, că vrea să-l dea, îi spunea du-te liber. Nu cred. Nu poate să-l dea Bănele, că a dat acum un an jumate a venit Horia, nu? Un an jumate, 2 ani a dat 1,5 milioane. Păi cum să-l dai liber? Face experimente. Zice domnul Becali, crema, dar ce e sub cremă costă, te dor buzunarele. Nu poate să renunțe. Păi uite, l-a luat pe Gane. Îl dă. Eu pe Gane eu nu l-aș da. Mie nu mi se pare un... Păi da, Horia, dar a jucat 3 meciuri. Da. A jucat 3 meciuri. A venit cum zice Gigi, ai văzut cum zice, până când până găsesc crema. Da, dar știi cum e și cu crema. Ăștia nici n-ai pus ouăle bine în bol, s-au tăiat și dai de o parte. Păi nu se face crema așa niciodată. Corect. Că-l vezi 3 minute, nu e bun. Hai să vedem crăm de la cremă ce ne zice Gabi Safta. Gabi, salut! Ai făcut ocolul pământului ca Moș Crăciun sau încă nu? Îl facem acum în direct, în 8 minute. Toată, ai început să scrii în alte limbi. Ia, Kyosono Sepen. Oh, bravo, bă, bun, bă, e bun, ia puneți, bă, mare. Băi, Gabi, chiar ești inspirat, bă. Deci eu știam că ești ziarist, mai înțeles, și știam că ești beton, că de-aia m-am tot ținut 20 de ani de capul tău să vii la mine în echipă. Că de vreo 15 ani mă rog de tine, mai înțeles? Bă, dar nu știam că ești atât de bun. Genială, Kyosono Sepen, genială. Bravo. Tradune, te rog. Mulțumesc frumos. Mulțumim frumos, toată mulțumim lumea știți, în ungurește. Bă, Gabi! Poliglotule! Băi, Gabi, bă, bravo, bă! Ești din ce în ce mai inspirat, bune rău de tot astea. Mai înțeles? Bun. O să le și spun la băieții de la Fanatic de acum să facă mereu știre ce moto al zilei are întotdeauna Gabi Safta în funcție de asta. E chiar foarte inspirat, Gabi, bravo. Gabi, era mesajul pentru noi steliști, nu? Exact. Bine, nu, e mesajul nostru către cei de la Sepsi. Da. Mulțumim frumos. Dar trebuia să spui acolo mulțumim Dima. Trebuia dat și ceva în altă limbă acolo. Mulțumim. Mai înțeles? Nu, mă auzi? Păcat că n-am știut asta, să-i fi spus lui Gigi. Deci închidea iar a doua oară telefonul. Știi? Da, știi ceva? Stăteam și mă gândeam acum că mi-a venit ideea. Și Șucu, când îl anunți înainte de farul rapid pe Băluță că vrei să-l iei. Păi n-a anunțat. Ce a anunțat? Fumă, ieri a anunțat. Da, a spus că e o țintă, dar nu că a intrat în negocieri. Păi nu-i la fel aceeași mâncare de pește înainte de meciul direct? Înainte de meciul direct? Băluță e un jucător care... Apropo de Gigi, Albasa, Babasa... Băluță este un jucător care la 1 ianuarie... Nu știu, întreb și eu, am întrebat și eu. Bine, eu mă auz altceva. Ascultă-mă, eu pe Șucu nu-l văd cu strategii. Nu, sincer, nu-l văd. Întreb altceva. Nu-l văd cu strategii, mai înțeles? Dar asta nu i-a împiedicat pe cititor să spună da, domnul Ivanovici, da, domnul Șucu... Mi-au scris vreo doi. Domnul Ivanovici, da, domnul Șucu, de ce anunță de Băluță? Bine, care nici n-a mai jucat Băluță. Băluță e accidentat. Da, da. Anunță înainte de foară. De ce și Gabi? Și vă luați de domnul Gigi Becali emisiune de emisiune. Bine v-a făcut că v-a închis telefonul. Tu ești și om de afaceri. Ai da acum niște bani pe un jucător care peste 3 săptămâni poate să semneze? Ai da niște sute de mii? Că eu nu cred că domnul Hagi zice bine mă, luați-l pe Băluță pe 30 de mii, pe 50 de mii, pe 100 de mii. Nu? Ce aveți cu domnul Becali, domnul nimic, Ivanovici? Nu avem nimic cu nimeni și toată lumea intră liber aici la emisiune și vorbește sau închide telefonul, depinde cum. A, păi nu, că libertatea este să-și închizi telefonul. E maximă, nu? Era omul în post și a zis, bă, m-a întrebat omul ce să-i zic, știi? Nu, dar și supărat comunicat. Ia zi, Gabi. Da, vorbeați de Mircea Lucescu, invitatul teribil pe care l-are Robert Niță. Îl felicit pe Robert Niță, să-l ai pe Mircea Lucescu înseamnă într-adevăr ceva. Mulțumesc.